au plantat flori, copaci și au construit colivii pentru păsări. Copiii de la instituția preșcolară Îngerașul din municipiul Bălți au demonstrat că știu ce înseamnă o faptă bună și cum poate fi realizată prin efort comun. În ziua de 4 aprilie, angajații grădiniței împreună cu copiii și părinții lor au făcut totalurile faptelor bune realizate timp de un an, care nu se limitează doar la amenajarea spațiilor publice. Aceștia se pot mândri și cu participarea la diverse acțiuni de caritate. Colectivul instituției preșcolare numărul 19 în Îngerașul, al patrulea an, promovează ziua faptelor bune înainte de buna vestire. Prin aceste activități învățăm toți, și angajații, și copiii, și invitații, și părinții, și bunei, cum putem fi mai buni, participând la diferite acțiuni, și de voluntariat, și de caritate. Întreg colectivul a participat în decembrie la Magia din cutie de pantofi, am participat la acțiunea de binefacere Ajută pe Casidi să trăiască, iar în fond, în fiecare zi ne străduim să facem fapte bune. Astăzi noi facem totalurile la cele fapte, la cele lucruri care le-am înfăptuit timp de un an de zile. Și pentru a mai adăuga câteva pagini în Cartea Faptelor Bune, cei mai harnici s-au mobilizat din nou pentru a amenaja curtea grădiniței. Alții au îmbogățit expoziția instituției cu creații noi. Consiliera municipală Svetlana Cudreașova susține că educatorii și copiii de aici știu cum să promoveze faptele bune în fiecare an. Sărbătoarea dată întruchipează că fericirea este rezultatul acțiunilor noastre. Totul ce este frumos este în lume rodul acțiunilor noastre. Eu, fiind un participant la activitățile instituției date, observam cum educatorii cultivă sămânța faptelor bune în sufletele copiilor. Ziua dată demonstrează că societatea noastră are un viitor senin, remarcând cum copiii cu atâta fericire dăruie fapte bune unul altuia. Pentru părinți, implicarea în asemenea activități a devenit o tradiție. Наши дети должны с раннего возраста привыкать к тому, что когда они станут взрослыми, они тоже будут когда-то родителями, они должны будут учить своих детей добру и делиться этим добром со всеми окружающими, со своими родными и близкими. Поэтому День добрых дел, он очень важен для детей, формируя в их, еще можно сказать, что не сформировавшемся личностном каком-то идеале, правильные черты, которые пригодятся им в будущем. Я очень рада, что на градинце номер 19 будет делать такую активность, что называется День фактов хороших. Aici, împreună cu copiii și cu părinții împreună, pe terenuri s-au făcut curățenie, s-au sădit pomi. De asemenea, această sărbătoare, această activitate ne amintește nouă ca să dăruim, să facem cât mai mult bine, să învățăm de asemenea și copiii noștri să participe, să arate bunătate față de semeni, față de colegi. Ziua Faptelor Bune este marcată în întreaga lume. Acțiunea a demarat în 93 de țări și a adunat milioane de participanți. În acest an vă puteți alătura mișcării mondiale la sfârșitul lunii aprilie.